Bine v-am găsit! Ne aflăm din nou în sala Ars Nova a Centrului Cultural. Mulțumim și celor din sală, împreună cu doamna director Carmen Salub, mulțumim și celor de acasă, mulțumesc invitatei mele, pe care o voi prezenta cu nume puțin mai târziu. Proiectul meu, după cum se știe, se numește Arta Devenirii, pentru că fiecare dintre noi, până la urmă, suntem ceea ce am devenit. Și devenirea asta se produce în funcție de zestrea ancestrală cu care venim pe lume, în funcție de persoanele cu care interacționăm, în funcție de cărțile pe care le citim. Dar punctul de plecare nu este egal pentru toți. Sunt oameni care încep să devină de la minus infinit spre normalitate, pe punctul de ameliorare, și oameni care încep să devină de la punctul zero spre plus infinit. Invitata mea are o poveste de viață, din punctul meu de vedere, spectaculoasă, pentru că am admirat întotdeauna la oameni puterea. Este firavă, este gingașă, este o poetă specială, remarcabilă, am citit-o cu drag și este pur și simplu sărbătoare să-i citești poeziile. Așadar, Liliana Rus, bine ai venit! Mă bucur să fii invitata mea. Mă bucur că ești un om deschis și că ai acceptat să vorbim despre tine, despre cărțile tale, despre viața ta, așa cum este ea, în autenticitatea ei. Mulțumesc încă o dată! Bine te-am găsit, Silvia. Mulțumesc și eu pentru invitație. Te felicit pentru proiectul tău frumos pe care îl dezvolți aici la Centru Cultural. Și vreau să spun de la început că mi-a plăcut foarte mult prezentarea ta, deși uneori mi se pare că este prea mult, și asta nu spun din modestie, dar întotdeauna știu că deasupra mea sunt mai multe persoane speciale, persoane care au parcurs frumos prin viață și sunt persoane pe care eu le-am luat ca model. Bineînțeles că toți avem mai buni, mai răi, mai norocoși, mai puțin norocoși, și în față și în spate. Numai că eu am apreciat la tine faptul că ești foarte deschisă și vreau să-ți mulțumesc, pentru că din discuția în particular tu mi-ai spus: aș vrea să povestesc cu oamenilor, pentru că oamenii trebuie să aibă curaj să se exprime așa cum sunt ei, în autenticitatea lor. Recunosc, mie mi-ar fi fost puțin teamă să te invit eu la asemenea discuție, dar îți mulțumesc că ai făcut tu această propunere. Să începem cu începutul. Te-ai născut la Pitești, ai copilărit în minunata comună Micești. Mie îmi place foarte mult zona aceea. Ai avut o copilărie care ar fi putut fi foarte frumoasă ca a tuturor copiilor de la țară. A fost frumoasă, n-ar avea cum să nu fie frumoasă, numai că la tine a fost și deosebită față de altor copii. Ce vreau să spun? Ți s-a întâmplat, cum spun chinezii, binecuvântare sau blestem? La vârsta de 6 luni te-ai îmbolnăvit de poliomielită. O boală cumplită, astăzi am înțeles că nu mai este decât undeva în Africa. Ultimul caz în România s-a înregistrat în 1992. Prima întrebare este: ce ți-a povestit mama ta cu sufletul ei de mamă despre primele amintiri? Da, eu m-am născut într-o familie de oameni obișnuiți. Așa cum ai spus tu, am copilărit la Micești, într-o localitate foarte frumoasă și care rămâne leagănul copilăriei și al vieții mele până la sfârșit. Este adevărat ce ai spus. Într-adevăr, la vârsta de 6 luni am
contractat această boală care la vremea aceea nu era foarte cunoscută. La vremea aceea făcea ravagii printre copiii de până la 5 ani. Da, eu vreau să spun că era jumătatea anilor 50 și au fost câțiva ani, 3, 4, poate chiar 5 ani, în care această boală chiar a făcut ravagii. La mine totul a pornit la 6 luni, am făcut ca orice copil roșu în gât. Părinții mei m-au dus la Pitești la un medic. Pe vremea aceea, în afară de sistemul sanitar de stat, mai erau și cabinete particulare și probabil că o fi fost seara târziu sau eu știu când erau cabinetele de stat închise și părinții mei m-au dus la un medic evreu. La un medic evreu și am primit tratament, au venit cu mine acasă, mama a respectat tratamentul și trebuia să merg la înapoi la o vizită să vadă doctorul dacă eu sunt bine. În acel în acea zi a fost de fapt cred că ziua cu ghinion, deși acum după atâția ani eu spun că de fapt acel ghinion a fost norocul meu, așa cum spunea dragul nostru actor Ion Focșa. Cred că a avut chiar un titlu de carte, ghinionul a fost norocul meu. Mi-a plăcut foarte mult și se potrivește situației pe care o povestesc acum. Și la acea vizită, înainte de a intra în cabinet, exista o sală de așteptare unde mamele împreună cu copiii care așteptau să intre în cabinet mai stăteau de vorbă și cumva destul de apropiat de scaunele unele de altele. Erau copii din Pitești, din jurul Piteștiului și la un moment dat mama și-a adus aminte, dacă ea nu poate să spună cu exactitate ce s-a întâmplat, dar asistenta medicală acestui doctor a ieșit în sala de așteptare și cum era pe vremea aceea un borcan cu acele lingurițe de a se uita în gât, era un borcan cu spirt, ceva cu vată cu spirt. Și fiecare copil a fost controlat în sala de așteptare. Mama atunci avea 20 de ani, dar mama crede că acela a fost momentul în care eu am fost contaminată și nu numai eu, toți copiii, pentru că s-a aflat mai târziu că un băiețel din Costești era bolnav, de fapt, doctorul acela în ziua aceea și-a dat seama că are poliomielită și a fost imediat trimis la un spital de urgență și noi ceilalți păream bine, adică am fost trimiși acasă, toți copiii au plecat cu părinții acasă și fiecare familie aștepta ca fiecare copil să meargă bine, să fie bine, însănătoșit. Îmi amintesc chestiile acelea pe care le foloseau. Da, aveau un borcan cu spirit și controlau toți copiii cu acel o coadă lungă, da, și mi-amintesc că era, eu nu mi-amintesc atunci, dar în anii care au urmat s-a tot folosit acest sistem de a se uita în gât și știu că era foarte neplăcut. Problema este că la câteva zile după această vizită la medic am făcut febră, mama s-a impacientat, am uitat să spun un amănunt. La 6 luni, eu ținută de sub braț, stăteam foarte bine în picioare, adică eram un copil energic, vesel, vioi și la câteva zile după această vizită mama a observat că am făcut febră, aveam o stare proastă și după noapte de plâns și de febră puternică, a doua zi dimineața, ambele picioare erau ca un fel de cârpișoare, ca un fel de, așa, adică atârnau inert. Și imediat și-a dat seama că este ceva grav. A plecat din nou cu mine la medic, de data asta și cu tata, și medicul a spus, Doamne ferește să nu fie ce cred eu. Și asta era. Deja mă îmbolnăvisem și am fost trimisă repede la spital împreună cu mama, iar mama acolo s-a întâlnit în spital cu celelalte mame și cu copiilor. Deci noi am fost contaminați de la acel băiețel care a fost din nefericire între noi. Nu știu cum să spun. Părinții mei
au fost niște oameni, deși oameni obișnuiți de la țară, au avut o mare deschidere. Nu s-au lamentat prea mult și acum poate că și, au fost și niște conjuncturi bune. Au încercat să facă imediat, adică să se informeze, să vadă ce pot face pentru mine. Și mama mi-a spus că la căsătoria ei a primit, cum se primește, pe lângă zestre, bani de aur. Era o mahmudea mare și cu încă doi bănuți. Și era un simbol. Au plecat la București, au vândut acea mahmudea și au plecat cu mine la București și făcându-mi primele injecții, un tratament special era atunci, piciorul stâng și-a revenit. Și au rămas sechelele doar pe piciorul drept. Și de aici, cum să spun, pentru părinții mei, cred că a fost destul de complicat. Dar, cumva, sistemul medical de atunci, mie nu vine să cred și aproape că, dacă povestesc acum, s-ar putea ca foarte mulți să nu creadă, că în plin, sau în început de comunism, cum era anii 50, pe vremea lui Gheorghe Udeș, aflându-se despre această boală și probabil s-au gândit că noi suntem niște copii fără nicio vină, adică îmbolnăviți atât de grav cu niște sechele pe viață și s-au organizat foarte, foarte bine. Adică erau niște secții speciale în spitale unde am fost tratați foarte bine, după care au fost deschise la vremea aceea două sau trei sanatorii de recuperare, pentru că această boală, adică aceste sechele, practic... În ce localitate erau acele sanatorii? Erau prima dată unde am fost eu de la 2 ani, erau Băile 1 Mai, și acum există această stațiune, Băile 1 Mai lângă Oradea, Techirghiol, un sanatoriu de copii, deci vorbesc de sanatorii de copii special pentru această boală, pentru recuperarea după sechelele de poliomielită. Și practic tu o mare parte a copilăriei tale ai trăit prin aceste sanatorii. Pot să spun că de la 2 ani, de când am început să fiu trimisă, și până la aproape 7 ani când am mers la școală, am frecventat aceste sanatorii în serii de câte 3 luni, practic jumătate de ani eram plecată. Și vreau să spun acum un lucru, pare de necrezut. Acum cred că o mamă nu s-ar putea desprinde de copilul ei la 2 ani să fie trimis la sute de kilometri. Practic să-l duci acolo și să-l lași. Erau niște exigențe la vremea aceea. Asta voiam să completez. Erau niște exigențe. Da. Sistemul sanitar era mult mai bine organizat și era cumva și un exercițiu impus asupra părinților, pentru că nu prea puteai să alegi să spui, știi, eu nu-mi duc copilul la vaccin, eu nu-mi duc copilul la sanatoriu. Cam trebuia să faci ce ți se spune și uite dovada că a fost bine. Eu vreau să fac... Eu m-am îmbolnăvit în 57, vaccinul a apărut în 58. Deci, până la urmă, părinții mei n-au avut opțiunea asta, adică să fac un vaccin, boala a făcut ravagii, vaccinul a apărut după ce la mine nu a mai fost nevoie. Da. Da. Voiam să spun că din această boală, ce am citit eu, era pe 3 categorii. Unii nu mai puteau fi salvați, unii rămâneau cu sechele, alții își reveneau complet. Da. Vreau să fac o mărturisire, și soțul meu este un om deschis și nu vorbește, nu are problema să vorbească despre asta, și el a fost bolnav la vârsta de 3 ani, cam în același an în care te-ai îmbolnăvit tu, dar și-a revenit complet. Deci a fost unul dintre cazurile dintre norocoși, fost paralizat câteva luni la vârsta de 3 ani, dar și-a revenit complet. Noi mai facem niște glume când suntem acasă, tu ești cel mai norocos om din lume, prima dată că ți-ai revenit din poliomielită și a doua oară că te-ai căsătorit cu mine. Este. Așa glumim noi. Da, da.
Da. Ca să nu lungesc prea mult povestea, pentru că... doar vreau să spun că da, aceste sanatorii erau foarte bine organizate și insist pe un lucru. Era dureroasă despărțirea. La 2 ani nici nu-mi imaginez cum a fost prima mea amintire. Deci prima mea amintire în ceață este de acolo, de la sanatoriu de la 1 mai. În schimb, personalul de acolo era atât de bine pregătit, eram atât de bine îngrijiți, încât, așa micuț cum eram, nu pot să spun că nu simțeam dorul de acasă, iar desprinderea aia cred că era dureroasă. Dar erau niște spații atât de frumoase, atât de bine aranjate pentru niște copii în situația noastră și atât de bine adaptate, nu vorbesc despre tratament, că era chiar cel mai bun, încât... pot să spun acum că nu a fost chiar atât de greu să stau atâtea luni într-un... Iar copiii au acea inteligență care îi face să înțeleagă că e spre binele lor. Este incredibil cât de repede pot să priceapă. Da. Iată ce diferență mare între ceea ce se întâmplă astăzi, ce vedem noi la ora 5 la știri, ce se întâmplă în spitale, în orfelinate, în sanatorii, în azile și așa mai departe. Iată că totuși nu vreau să fac apogeul, este cazul, un adevăr și dar poate... e vorba de omenia care se practica atunci, nu neapărat de contextul politic, Doamne ferește, nici nu cred că avea vreo legătură. Ce mi-ai povestit și ce mi-a plăcut foarte mult, cum să spun, eu n-am cunoscut-o pe mama ta, dar faptul că a stat tot timpul cu tine, mama ta, după ce tu ai plecat la liceu, de-abia atunci s-a gândit să lucreze, să se ducă la serviciu. Ți-a vegheat pașii din clipa în care ai avut nevoie altfel decât ceilalți copii, decât cele două surori ale tale și nu s-a lăsat și s-a dus totuși și la serviciu după ce te-ai dus tu la liceu. Și mi-a plăcut foarte mult ce mi-ai spus. Ți-a spus să te duci la liceul economic, la secția contabilitate, pentru că tu ai nevoie să lucrezi la birou. Și nu ți-a dat voie să te duci la alt liceu, pentru că voia să te știe bine, deși tu ai avut tot timpul o înclinație artistică. Vorbește-mi despre școala de artă pe care ai frecventat. Da, nu pot să spun că mama nu mi-a dat voie, numai că mi-a explicat foarte bine care este situația. A fost o impunere spre convingere. O opțiune. Altfel nu cred că m-ar fi îngrădit niciodată. Deci nu mi-a impus nimic, numai cred că am fost și un copil și un pic docil, am avut multă încredere în mama. Vreau să spun că acolo unde eram plecată, dacă nu ar fi fost familia, dacă nu ar fi simțit putere, adică putere luată de la ei, poate că ar fi fost foarte greu. Deci puterea pe care o simt și acum, după ce au trecut 20-22 de ani de când nu-i mai am, dar puterea a venit de la familie. Și într-adevăr, mama a fost... cu multă grijă pentru mine, întotdeauna a știut ce mi se potrivește și a avut viziune, deci toate ideile erau cu bătaie lungă, pentru că îmi vedea înclinațiile, eu tot timpul desenam, scriam scrisori, citeam și ascultam muzică, mă uitam la filme. Și ea s-a gândit că pentru mine cea mai bună profesie ar fi cea de contabil. Și să nu merg oriunde, într-un liceu unde să am și un spațiu în care un cămin unde să stau, să nu fiu nevoită să fac naveta, să nu fiu nevoită să urc sau să cobor scări, pentru că... Și e vorba de liceul de la Câmpul Lung. De la Câmpul Lung, liceu economic și de drept administrativ, de la Câmpul Lung Muscel, unde am absolvit secția de finanțe contabilitate. A fost un liceu cu multe materii aride, dar am spus, un copil cu minte fiind, mi-am văzut de treabă și am învățat, deși și acolo profesorii întotdeauna îmi ghiceau predilecția spre artă, spre literatură. Și atunci și acum, la noi în țară, trebuie să lucrezi
și după aceea să te poți exprima în sistemul tău de valori. Dar la vremea aceea pentru tine a fost ceva benefic și ai făcut ce ai făcut și nu ai abandonat această latură a ta artistică. Nu, întotdeauna vreau să spun că a fost, pentru mine asta a fost o existență secundă. Și pot să spun că toată viața mea, că a urmat angajarea, a urmat școala populară de artă, angajarea mea, apoi familia pe care mi-am făcut-o, dar această existență secundă nu m-a părăsit niciodată și pot să spun că am hrănit-o continuu. Deci tot ce a însemnat latura mea artistică și toată predilecția mea spre aproape toate artele, că îmi plac toate, poate n-am făcut totul, că nu se putea să fac de toate, nici nu aveam cum, dar întotdeauna mi-am hrănit latura asta artistică. Pentru că vocația ne alege ea pe noi. Oricât de greu ne-ar fi, oricâte opreliști ne-ar aduce viața, oricâte vicisitudini am avea de întâmpinat, omul care se naște cu o vocație, până la urmă talentul începe să strige, nu suportă să fie înnăbușit și chiar și așa la tine s-a manifestat. La ce secție ai fost la școala populară de artă? De fapt, bine, la mine au fost niște lucruri, niște piedici, pentru că tot ai spus că nu am pornit în viață, nu am pornit așa, adică în mod egal, cu aceleași șanse niciodată fizice. Nu pornim în mod egal, da, indiferent cine suntem. Da, poate să zic că la mine suntem. A fost, da, încurcătura mai mare, dar mi-aș și dori să fac un instrument. A fost greu pentru că trebuia să-mi car instrumentul și nu se putea. Eu deja eram angajată. Am vrut să spun că eu am făcut și niște operații foarte grele. Încercam să mă pregătesc pentru filologie. Am învățat multă gramatică, care acum îmi prinde foarte bine. Nu s-a putut. A trebuit să fac multă recuperare, să stau din nou în alte sanatorii pentru adulți. Dar după ce m-am angajat la automobile, se numea atunci uzina de automobile, pe un post de contabil, unde pot să spun că primii doi ani i-am simțit mai grei, nu pentru că nu m-aș fi descurcat. Era o lume neprielnică mie. Mă refer la meserie, de fapt, nu la colegi. Colegii întotdeauna, deci colegii și colegii de școală, colegii de grădiniță, colegii de serviciu, colegii de la centru cultural, mi-au fost cu adevărat colegi. Adică o să niciodată vorbim despre nu asta. Am simțit o respingere, da. Și colegii de la școala de artă. Eu am încercat în mintea mea așa să structurez discuția. Da. Vorbim despre chestia asta, am spus că nu știu cum să o numesc, binecuvântare sau blestem, despre latura ta artistică și la sfârșit vreau să vorbim despre partea spirituală care a generat și care a dezvoltat și despre cum ai răspuns tu la toată povestea asta, la toată întâmplarea asta. Da. De aceea am vrut să te opresc, când ai spus cum este cu colegii. Rămăsesem la școala populară de artă, care a însemnat foarte mult pentru mine. Mi-aduc aminte că una din șefele mele de la automobile îmi spunea, da, ar fi fost bine să faci o facultate, să faci ASE sau altceva, și eu mă gândeam numai la arte. Și deja mă înscrisesem la școala populară de arte, am dat, culmea este că am dat un examen aproape în afara examenelor, când m-am dus eu, când m-am hotărât să mă duc sau când am aflat, examenul se deduse cu o zi înainte. Și am găsit acolo niște profesori minunați pentru care port o amintire frumoasă toată viața. Domnul profesor Rizeanu, sculptorul Rizeanu, și domnul profesor Gheorghe Vrăneanțu, pictorul Vrăneanțu. Niște oameni deosebiți care m-au băgat într-o sală, mi-au aranjat o natură statică, și am dat examen singură. Întotdeauna m-am întrebat cum o ființă atât de firavă ca tine și foarte emotivă. Da, foarte emotivă. Știe să sculpteze. Mie mi se pare. Deci tu ești și sculptorița. Mie mi se pare ceva de greu. Deci, o muncă
cu mâinile, da, o muncă, da, fizică foarte grea și întotdeauna te-am apreciat că poți să faci acest lucru. Să nu-ți imaginezi, eu nu, da, prea știu să fac mare lucru, da, cu mâinile. Na, astea au fost niște înzestrări de la Dumnezeu și au fost multe și sunt recunoscătoare. Au fost multe, multe. Adică, că tot vorbeai de ghinion sau blestem, eu acum aș spune binecuvântare pentru că, așa ca o recompensă, divinitatea mi-a dat foarte mult și am fost toată viața conștientă că am foarte mult, mult mai mult de aceea decât am și, ceilalți. Am dar și pus vorbi... tema vocația, da, de învingătoare, da, pentru că astăzi, pe poziția de învingătoare, învingătoare ești aici. Dar cu niște date bune de la Dumnezeu. Pe care ai știut să le gestionezi. E adevărat, e adevărat, e adevărat. Da, și acolo am stat 3 ani la Școala Populară de Artă, am absolvit și pictură și sculptură, desen și istoria artei. Mai pictezi? Foarte puțin acum, pentru că ar și intra într-o altă discuție. De 8-9 ani, starea mea de sănătate s-a deteriorat, pentru că atunci când... Na, se întâmplă să nu fii cu toate datele fizice așa cum trebuie, oricât de mult ai încerca să ai grijă de sănătate și să poți să repari ceva, în situația mea lucrurile merg foarte greu. Deși fac recuperare, continuu, am făcut o operație, ce se mai putea face, ce se mai putea repara, dar fără o musculatură bună, care a fost distrusă de sechelele de poliomielită, foarte greu poți să mai faci ceva. Și asta, având acum și probleme la coloană, eu sunt un om deschis și aș putea să spun multe, dar nu vreau să intrăm Înțeleg. În discuția asta, pentru că altfel am lucit-o prea mult. Este și o durere a mea, nu mai pot să stau într-o poziție atât de bună, pentru și nu mai vorbesc de sculptură, acolo ar fi fost cu totul, adică ar fi trebuit să am cu totul altă forță, dar și pentru pictură, ca să stai aplecat deasupra șevaletului, este totuși destul de greu pentru mine. Și este o durere, am pânze, am culori, am pensule și n-am abandonat dorința asta, numai că nu știu când va mai veni. Ea abandonată nu este. Eu mă uit în ochii tăi și spun că va mai veni. Pentru că eu în viața mea, cu problemele mele, n-au fost, da, mulțumesc lui Dumnezeu, atât de grave, dar am experimentat fără voia mea ani de zile durerea cronică și știu ce înseamnă, știu că la un moment dat te obișnuiești cu ea. Eu, de exemplu, am avut ani de zile în care mă durea permanent. Și uite, trăiam pur și simplu cu chestia asta și când mi-aduceam aminte, începea să mă doară. Și pe urmă, deci nu mă, da, mai durea decât atunci când îmi aduceam aminte. Deci asta, până la urmă, durerea, ori o învingi tu și trăiești cu ea, ori te învinge ea pe tine, tu ești o învingătoare. Da, de fapt, nu ce? Durerea mă sperie, nu durerea. Nu, nu, ca nu. Aia... Deci nu durerea mă sperie, cât faptul că sunt conștientă că fac rău coloanei în acea poziție. Da, trebuie să fii atentă. Fac rău, altfel durerea nu mă sperie, pentru că sunt obișnuită cu durerea fizică și poate cu mai multe dureri învățate cumva sau cumva învățătorii noștri ținute în frâu încă din, da, copilărie, da. Da. Sunt lecțiile noastre, da, învățătorii noștri care pur și simplu ne pun la treabă și sufletește și mental și ne duc în zona de creativitate în care poate că altfel nu ne-am fi gândit să ajungem. M-am gândit de multe ori, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, poate că aș fi fost ocupată cu altceva. Starea asta de reflexie nu vine cumva și pe fondul ăsta? Da, este o întrebare interesantă și să știi că m-am gândit foarte mult, mai ales că în ultima vreme am și mai mult timp de gândire și îmi place să adică să aduc toate subiectele vieții mele, să le aduc în gândurile mele de acum. M-am gândit, nu știu, cunoscându-mă și cunoscându-mi desenul interior,
așa îmi place mie să spun, cred că aș fi citit la fel de mult și dacă nu ar fi fost această problemă. Mulți mi-au spus, tu citești mult pentru că tu ai timp, tu stai foarte mult în casă, tu ai avut o copilărie în care nu ai putut să ieși afară când ai dorit. Nu, eu niciodată nu am citit de plictiseală, nu am scris de plictiseală. Care spun asta, nu, de fapt, nu, se scuză pe ei. Nu, deci eu niciodată nu am făcut ceva de plictiseală sau să îmi umplu timpul. Niciodată. Atunci când am fost pusă în situația de a nu putea să fac nimic, poate, uite, aștepți la cabinetul unui medic ore întregi, poate și 10 ore, mi s-a întâmplat. Este un timp în care gândesc. Este un timp în Ai care fost reflectez. Învățată de mică să da. Fii foarte disciplinată. Și răbdătoare. Cel puțin răbdătoare. Eu care te cunosc de atâția ani da. De zile, eu așa te știu, o persoană extraordinar de disciplinată și de meticuloasă. La tine tot timpul, cum să spun, și în versurile tale, că țin minte, ai un vers care mi-a rămas în cap, trec prin viață cu gulerul alb. Da. Mi s-a părut ceva exact cum tu mi-ai spus carte. Mie în prima da. Ta carte, exact cum tu mi-ai spus mie când te gândești la poeziile mele, că nu uit, da. Ai spus versuri. Că ții minte, crizantemele se vând câte două. Și la Cristina Onofre a fost o ploaie ușoară ca pentru fragi. Iată cum da. Ne rămân în minte niște versuri care da. Ne definesc. Sau la Denisa Popescu, da? La Denisa Popescu, o ploaie de o subțirime de margarete. Da. Iată cum ne rămân în minte niște versuri care ne definesc. Tu tot timpul ai ceva, știi să te îmbraci, bluzele tale sunt întotdeauna elegante și postările pe care le pui pe Facebook cu colțișoare din casa ta, ești atât de meticuloasă, atât de îngrijită, este o formă de disciplină. Știi că se spune că disciplina este cea mai înaltă formă a respectului de sine. Și cred că asta ai avut. Ai avut un respect de sine. N-ai conceput să fii altfel decât toată lumea. De ce spun asta? Pentru că ai trăit lucrurile normale ale vieții pe care oameni, fără să aibă probleme, nu le-au putut ajunge. De exemplu, ți-ai întemeiat o familie atât de frumoasă, ai devenit mamă, cum să spun, toate astea sunt pentru anumite persoane lucruri greu de atins și vreau să fac o paranteză ca o glumă, dacă vrei. Mi-aduc aminte când l-am văzut pe Ovidiu Dragoș Argeșanu la televizor, în care povestea, dom'le, îmi intră în cabinet câte o femeie absolut superbă, absolut minunată, și când o întreb ce problemă are, zice, păi nu știu, că nu reușesc să mă căsătoresc. Du-te, dragă, acasă și mărită-te, că n-ai nicio problemă. Știi? Și pentru unii chestia asta este greu de ajuns. Unde l-ai cunoscut pe soțul tău? Da, eu am lăsat lucrurile pur și simplu să se întâmple. Vreau să spun, înainte de a spune unde l-am cunoscut pe soțul meu, că întotdeauna am știut foarte clar ce vreau și întotdeauna mi-am cunoscut limitele. Toate dorințele mele au fost cumva ghidate și de limitele mele. Știam cât pot să fac. Și lucrurile am lăsat să se întâmple lucrurile, pur și simplu. Pe soțul meu l-am cunoscut în sanatoriu de la Eforie Sud. Era deja un sanatoriu de adulți. Eu mergeam la recuperare după două operații și soțul meu ieșea dintr-o operație și urma recuperarea la Eforie Sud. Era un sanatoriu, acum aș putea să spun, de vis, la malul mării. Un cadru e clar că a minunat. Fost de vis. Indiferent cum de ar fi fost, era un sanatoriu vechi, un sanatoriu vechi care a fost clădit pe timpul reginei Maria. Da, niște clădiri austere, dar cum să spun, uite, care impunau disciplină, ordine și rigoare. Și pe soțul meu l-am cunoscut exact cum spuneam. El făcuse o operație, nu foarte grea, pentru că și el are sechele de poliomielită, dar el a avut o formă foarte ușoară. Operația nu era foarte grea, se recupera, eu făceam plajă, făceam tratament și vreau să spun că
Prima dată când l-am văzut, cobora scara pavilionului unde eram internați și la vremea aceea totuși mai erau câțiva copii, deși era un sanatoriu de adulți. Și un copil care fusese internat stătea la baza scării și plângea pentru că părinții îl lăsaseră. Asta era până la urmă situația. El a coborât scara, toți adulții coborau scara și fiecare se ducea unde avea treabă, la tratament, la plajă. El a coborât scara și s-a oprit. Singurul care s-a oprit în dreptul copilului l-a întrebat de ce plânge, a scos din buzunar ceva, bomboane sau ceva, și a dăruit. Și la vremea aceea nu am știut că el va fi alesul, nici prin minte nu mi-ar fi trecut, pentru că el era din Ardeal, destul de departe și nu știam dacă ne vom mai întâlni. Nici măcar nu vorbisem cu el. Atunci îl vedeam prima oară, dar m-a frapat bunătatea și empatia, lucruri pe care și le-a păstrat și acum. Mă uit cu drag în sală, pentru că, da, că soțul tău este în sală. Deci, uite cum se întâmplă din toată lumea aia care a trecut, a fost singurul care s-a oprit să consoleze un copil care plângea. Și o clipă care a declanșat o poveste de dragoste, de viață, de respect, de tot ce înseamnă frumusețea și bucuria. Și vreau să mai adaug ceva. Mai făcea un lucru special. Am văzut, probabil că eram și foarte atentă, era singurul care intra în cabinetul asistentelor medicale și ducea flori. Deci au fost niște lucruri care într-adevăr m-au impresionat. Dincolo de aceste lucruri s-au adăugat și altele. Dar acestea au cântărit foarte mult. Din câte vă cunosc eu pe voi, a rămas la fel. Pentru e adevărat. Că îmi arăți florile, glastrele, ghivecele pe care ți le tot aduce și el are este grijă. Vinovatul, da. Și este omul care te-a făcut să-ți păstrezi delicatețea și tot frumosul pe care l-ai avut. A avut grijă ca ai de o floare. Ai foarte mare dreptate. Este adevărat, pentru că atunci când ne-am căsătorit, el urma la Cluj la școală de arte aceleași secții ca și mine. Nu a terminat pentru că s-a căsătorit cu mine și a venit la Pitești, dar era o problemă. Întotdeauna m-am gândit că după căsătorie s-ar putea ca soțul sau poate viața să mă constrângă și să cumva să pierd această existență a mea secundă de care vorbeam și pe care am spus că am hrănit-o toată viața. Nu numai că nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar soțul meu m-a ajutat. Adică întotdeauna a fost alături de tot ce înseamnă pentru mine creație. Țin minte că mi-aducea cărți de la bibliotecă atunci când nu puteam să-mi cumpăr cărți. Mergeam împreună la București la lansări de carte. Noi am stat 20 de ani în Mioveni și până să ne mutăm aici la Pitești, nu prea cunoșteam viața culturală din Pitești. Pot să spun cu regret, dar a fost bine că în 20 de ani am recuperat și cred că am recuperat bine. Niciodată nu m-aș fi gândit, deși îmi plăcea să scriu, citeam poezie, mergeam la lansări de carte, niciodată nu m-aș fi gândit că voi ajunge în Pitești, dar știi cum e, ca o busolă. Într-o lună mi-am aranjat toate bagajele în apartamentul nostru și ca o busolă a fost centru cultural. Nu știam unde este centru cultural. Am văzut o emisiune la televizor pe Alfa TV, am aflat că există un centru cultural și știi cum este? Atunci când îți place ceva, drumul se deschide. Deci pur și simplu am venit aici. Instituția asta a dat multora șanse. A fost, deci pentru foarte mine... Foarte mulți oameni s-au putut exprima aici la adevărata lor valoare și încă o dată mulțumim și autorităților și oamenilor care conduc această instituție și care au condus-o de-a lungul timpului. Băiatul meu îmi spune... Pentru că cel puțin eu... Știu despre mine, când eram copil, eu așa spun despre mine, eu am crescut în Palatul Culturii și după ce Palatul Culturii a fost, i s-a schimbat destinația, ca să nu intrăm în poveste, da?
toată propaganda culturală s-a mutat aici. La centru cultural. Și vreau să spun că clădirea nu mai are același farmec, dar atmosfera poate e și mai frumoasă decât era atunci și poate că și noi știm să o apreciem pentru că, da, este mai elevată, este mai... Este, și noi suntem alții, am crescut odată cu acest centru cultural și vedem la adevărata valoare. Eu pot să spun că aici, deși am venit la 47 de ani la centru cultural, că am început o a doua tinerețe. Deci am simțit din plin. Băiatul meu îmi spunea, tu ai fost o sămânță care ai picat, o sămânță bună care ai picat într-un pământ bun. Aici la centru cultural. Mi-aduc aminte că atunci când am avut când am citit primele mele poezii flancată de domnul actor Ion Focșa și de domnul Marin Ioniță, da, băiatul meu m-a adus până la ușa centrului cultural. Da, niște amintiri frumoase și... Tu te-ai născut poetă. Hai să fim recunoscători divinității. Îmi trebuia un mediu prielnic. Nu toată lumea care scrie se naște poet. Scriu foarte mulți și publică cărți și se intitulează poeți. Eu zic că trebuie să trăiești în poezie. Poeți sunt cei care generează emoție, cei care știu să construiască metafore, cei care știu să ridice suflete de jos. Asta în plan sufletesc. În plan social, cu adevărat, poeți sunt cei care câștigă premii. Vorbește despre premiile pe care le-ai câștigat tu ca poet. Da, primul premiu a fost aproape neașteptat. A fost premiul de debut, un premiu de debut pe care l-am primit la aproape 50 de ani. Apăruse, nu are relevanță vârsta. Apăruse, da, mi-aduc aminte că domnul director Jean Dumitrașcu de atunci. Hai să fac o glumă, că așa sunt eu exact obraznică. Exact același lucru cum spunea Obama și-a încheiat cariera politică la 55 de ani, Trump a început-o la 70. Deci n-are nicio relevanță. Apăruse prima mea carte, scrisoare domnului Shirato. Și, o carte superbă. Superbă. Mulțumesc. E adevărat că a făcut ceva valuri atunci. Pe mine m-a luat pe nepregătite pentru că nu eram pregătită să primesc din partea colegilor și poate chiar din partea poeților consacrați. Stai puțin că mi-amintesc momentul. Da. Mi-amintesc domnul Mihai Ghițescu. A fost primul. Da. Doamna din sală, doamna Adina, își amintește. Domnul Mihai Ghițescu. Da, când, mare încredere a avut da, în mine. Uitase-mă, dar acum mi-am amintit. Domnul Mihai Ghițescu a fost cel care a făcut propunerea prima dată. Da, și bine, Magda Grigore și eu cred că au fost mai mulți. În orice caz, eu cartea nu am trimis-o. Toți te apreciam, dar eu mi-aduc aminte momentul public. Da. Domnul Ghițescu mi-aduc și m-a susținut domnul Mihai Ghițescu și după premiere. Da, și culmea este că nu premiile nu le aflai dinainte, dar pe vremea aceea chiar veneam toți la evenimentele astea mari ale Centrul Cultural și ale filiale ale Uniunii Scriitorilor din Pitești. Cineva totuși mi-a șoptit, adică a dat din casă și m-a amețit vestea. A fost chiar domnul Marian Ghiță de la biblioteca, directorul bibliotecii din Curtea de Argeș, care a aflat în tren, venind de la București cu domnul Mircea Bârsilă, în tren a aflat că voi primi premiul de debut. Eu nu trebuia să știu. Dar domnul Marian Ghiță m-a zărit pe aici și mi-a spus așa, în șoaptă, tu nu trebuie să știi. Și am plecat într-adevăr amețită de bucurie acasă, deci nu venea să cred. Și asta se întâmpla în anul 2004 a fost debutul tău, dacă 2004 a fost debutul meu în revistă. În 2006 a ieșit cartea și la sfârșitul anului 2007 au fost premiile filialei Uniunii Scriitorilor, filialei Pitești, pentru cărțile din 2006.
Da, am fost foarte emoționat, am fost prezentată de domnul Mircea Bârsilă, un poet pe care îl apreciez și pe care, de care într-adevăr auzisem și la Mioveni și îl apreciam foarte mult. Toată lumea îl apreciază. Da. Și cu care și chiar pe bună am dreptate. O compatibilitate. Al doilea premiu a fost la cartea, penultima mea carte, Lina, tot un premiu pentru poezie în 2020. Premiul pentru poezie tot acordat de filiala Uniunii Scriitorilor din Pitești. E adevărat că și de data asta am fost luată prin surprindere, eram într-o situație de sănătate precară, deși pusesem cartea în concurs, nu am putut să vin la eveniment. L-am trimis pe soțul meu cumva să fie în sală pentru mine, fără să știu că primesc premiu. A fost o bucurie și din câte mi-amintesc, da. Ai câștigat un premiu și la Leoaică Tânără Iubirea. Primul premiu, de fapt, a fost în 2005, premiul 3, la concursul Leoaică Tânără Iubirea. Nu mi-aș imagina pe atunci că după câțiva ani voi fi în jurul un concurs foarte important care s-a perpetuat, pe care iubire. Centrul Cultural îl tot susține și unde se afirmă foarte multe talente, unde sunt descoperite și talente, care iau premii importante și pe care după. Dacă îi urmărim, îi vedem undeva. Îi urmăresc cu mare drag în cercurile înalte ale poeziei românești. Chiar acum la festivalul de poezie Lucian Lucian Blaga, festivalul de poezie de la Mălini, Suceava, am acum un lapsus. Da, e adevărat, trec pe aici niște copii buni și este foarte bine că primesc niște premii importante. Despre cărțile mele vreau să, dacă este nevoie, prima mea carte a apărut în 2006, Scrisoarea domnului Șirato, a urmat în 2008 Melancolii de Duminică, ambele cărți scoase aici la o editură din Pitești. Ai un dar de a pune titluri, asta mi-a plăcut întotdeauna la tine. Deși mi-e greu, dar... Ți-o fi greu, dar până la urmă reușești. Da, indecisă. Foarte frumoase. A treia carte, în 2013 a apărut, se numește Pasărea în lesă, poate că a fost cartea pentru care am primit, adică despre care s-a scris cel mai mult, a primit cele mai multe cronici. Pasărea în lesă, apărută la editura Brumar, în colecția Poeți Români Contemporani, a urmat în 2018 Lina, o carte pe care eu am închinat-o memoriei bunicii mele paterne, cu care practic am trăit nu mai mult de 10 ani, că a murit când aveam eu vreo 13 ani și vreo 3 ani, nu prea știm noi un pe ce lume ne aflăm. Un nume absolut superb, care am văzut că a început să se poarte. Ce frumos, Am văzut că acum mai nou se pune numele de Lina la fetițele mici. Da, foarte frumos. Sora bunicii mele se chema Lina, așa se chema în acte. Da. Era un nume la modă, la și, generația și mi-aduc aminte ei. Cu drag de ea. Da, și a urmat o carte de însemnări pe care am scris-o într-o perioadă grea, înainte de ultima operație pe care am făcut-o, într-o perioadă, cam trei am scris un fel, deci nu jurnal, practic niște însemnări, dar e și un pic de publicistică în ea, se numește Delimpezit inima și a apărut tot la Brumar, o editură cu care eu am lucrat foarte bine și care mi-a respectat cărțile, mi le-a promovat și cu care cred că mai colaborez. Ești așa un fenomen, o contradicție, nu știu cum să spun. Unii scriu, nu știu între ce perioade, tu scrii între două operații, între două perioade grele. N-aș putea să spun, este uimitor. E uimitor să reușești să faci chestia asta. Eu... te apreciez enorm, pentru că poți să... E un fel de răspuns la rău cu bine. Adică, în loc să-ți intre sufletul în ură, ar fi putut să se întâmple asta, în loc să intri în depresie, ai fi putut să faci orice,
Dar tu ai răspuns întotdeauna cu talent, cu bucurie, cu toate sentimentele frumoase din tine. Pentru asta eu te-am apreciat întotdeauna și indiferent că te-am văzut mai rar sau mai des în funcție de cum ne-a dus soarta, ai fost și ai rămas pentru mine un exemplu și nu e prima dată când îți spun că am momente când mi-e greu și mă gândesc la tine și mai am câteva persoane tot în niște situații și atunci nu-mi dau voie, pur și simplu. Nu zic, n-am voie să fiu rău atâta timp cât Liliana e bine, cât Mădălina e bine și mai am eu câteva persoane pe sufletul meu care reușesc această performanță. Ai spus foarte bine că scriu cu bucurie sau că fac, de fapt, toate lucrurile pe care le fac cu bucurie. Eu altfel nu fac. Absolut tot ce am făcut în viață, am făcut cu bucurie, dar cu o bucurie imensă. Atunci când mi-e greu și când am probleme de sănătate mai grele, aștept să mă vindec. Nu pot. Au fost poate luni după ultima operație, care a fost cea mai grea și cu o recuperare foarte lungă, când nu am putut, câteva luni nu am putut citi, ceea ce pentru mine este foarte, foarte grav, pentru că la mine nu trece o zi să nu citesc, dar nu 2-3 pagini, deci 30, 40, 50 de pagini. După ce mă vindec și cum este cu vindecarea și nu vorbesc despre depresie, nici nu vreau să mă gândesc la asta, la mine vindecarea este gata. Ce am de făcut? Deci, care este calea? Încotro apuc și imediat caut soluții să fac ceva pentru mine, să ies din stare. Pentru că ai mereu agenda plină. Da, vindecată. Pentru că permanent ai ceva de făcut. Întotdeauna am proiecte. Întotdeauna am... Deci, mie mi-ar fi trebuit, cred că, 10 vieți să fac câte lucruri aș vrea să fac cu aceste coordonate fizice precare. Întotdeauna am proiecte și întotdeauna... am nevoie de vindecare rapidă. Nu stau prea mult pe gânduri și nu stau prea mult în lacrimă. După care pornesc ca crucișătorul. Da, pentru că știi că trebuie să ajungi undeva. Eu când am probleme ale mele, că nu pot să spun, n-am obrăznicia să mă compar, să spun că am trecut prin momente la fel de grele, văd acea perioadă grea ca pe un nor și mă gândesc, dacă nu trec prin el, trec. Nu ajung unde vreau eu să fiu. Și atunci trec. Trec. N-am încotro. Lasă-l să treacă. Sau mă gândesc că iau așa forma vântului, știi cum se spune? Fii ca vântul. Vântul bate, se întâlnește cu omul, cu pomul, cu clădirea, cu ce se mai întâmplă. Dar el bate, pentru că asta e menirea lui. Da. Cam așa sunt oamenii în situația ta. Și acum vreau să intru în zona de spiritualitate. Pentru că asta este partea care mă definește pe mine, partea în care am ajuns eu să mă manifest, nu știu dacă cel mai bine, dar cu cea mai mare bucurie, unde mă simt eu acasă cu sufletul meu. Și se vede bine. Da. Partea care poate m-a salvat pe mine și tot așa pornind de la niște minusuri, pentru că altfel nu știu dacă... N-am fi avut și sincope, nu știu, nu zic că vocația, dar cred că atunci se activează vocația omului, în momentele de sincopă. Și acum ce vreau să te întreb, crezi că problemele tale au avut rezolvare și rezolvarea ce înseamnă? Că ești deja o învingătoare în zona spirituală? Da. Cum te raportezi tu la Dumnezeu? Eu vreau să spun de la început că eu nu văd o evoluție spirituală fără suferință. M-am gândit foarte, foarte mult la lucrul ăsta. Nu cred că se întâmplă pur și simplu, adică te așezi într-o zi și te gândești, bine fiind, fără niciun fel de problemă, te așezi într-o zi și te gândești, eu vreau să urc spiritual, eu vreau să mă înalț. S-ar putea să fie, n-am cunoscut pe nimeni.
care să urce spiritual fără să aibă suferințe. Nici eu, este o condiție. Suferințe. Condiția dezvoltării spirituale, a trezirii, deci, este suferința. Adevărate, și vreau să punctez acest lucru, pentru că foarte multă lume crede că suferință înseamnă că ți-a picat un dinte, sau suferința este că nu ai o mașină pe care ți-o dorești sau o rochie pe care ți-o dorești. Deci suferințe reale. Eu am o vorbă, suferința aia care te sfâșie. Nu cred că e simplu pentru ceilalți, adică să crească spiritual. Ba din contră, căderea din rai, de ce s-a produs? De prea mult bine. De prea mult bine, da. Din păcate cunosc persoane care, da, având toate datele fizice bune, intelect bun, partea financiară rezolvată și... sunt, adică trăiesc într-o mare tristețe și într-o... Da, pentru că oamenii nu înțeleg. Da. Trăim într-o zonă duală, dar sunt anumite chestii care intră într-o zonă de paradox. De exemplu, binele și răul. S-ar putea spune că dușmanul binelui este răul. Nu. Dușmanul binelui este mai binele. Prea mult bine. Răul este doar termenul de comparație. Exact. Și aici nu înțeleg oamenii, pentru că își pun niște idealuri. Dacă aș avea eu nu știu ce mașină, vai ce fericit aș fi. Și își cumpără mașina și unde e fericirea? Și dacă aș avea eu nu știu ce casă, ce fericit aș fi, și își cumpără casa și unde e fericirea? Fericirea e întotdeauna în sufletul nostru. Este acea bucurie pe care o simți fără motiv. Pur și simplu lași viața să curgă și te uiți la viață ca o provocare. Asta este fericirea. O confundă oamenii cu euforia. Și de aici toate necazurile noastre. De-aia nu suntem fericiți, pentru că practic nu știm să definim fericirea, nu știm ce înseamnă. Aș vrea să spun, te rog, un lucru. Pentru că tot vorbești de fericire și vreau să o definesc foarte concret. Ultimele zile ale lunii septembrie, ultimele trei zile le-am petrecut la Câmpul Lung, acolo unde am făcut și școală și unde mi-am petrecut adolescența. În acele trei zile, fericirea mea a fost că pot să cobor o scară, să cobor în bulevardul Pardon, să traversez, să merg în grădina publică, să stau pe bancă, să văd păsările. Poate că pare ceva așa dulceag, ce spun eu acum, și fără rost. Dar, deci, nu mi încăpea inima în piept de bucurie. Să pot să iau masa și să mă uit la trecători, pentru mine nu este întotdeauna la îndemână să fac aceste lucruri. Eu, afară, ies întotdeauna însoțită. În ultimii 8 ani. Așa a fost să fie. Bucuria mare a fost că mi-am putut vizita profesoara de limba franceză. Mi-am iubit profesorii, dar pe cei de limba franceză, pentru ei am avut o bătaie de inimă în plus. Și că m-am simțit elevă din nou, iar doamna mea profesoară s-a simțit din nou profesoara mea. Într-o curte minunată în casa pictorului Negulici, ea fiind nepoata pictorului Negulici, într-un oraș plin de istorie și de cultură. Și de cultură încă, într-un oraș unde s-au mai păstrat tradițiile și unde am descoperit a doua zi că mănăstirea Negru Vod a fost refăcută și unde mi-am petrecut câteva ceasuri, pentru că tot vorbeai de spiritualitate, am petrecut câteva ceasuri minunate, așezate pe o bancă, am putut să mă rog pentru toți ai mei și pentru toți cunoscuții mei, am putut să stau acolo și să mă gândesc la fiecare în parte. Este așa, poate, o bucățică, o felie de fericire. E vorba de starea de prezență. Nu contează ce faci, contează cu câtă bucurie faci și cu atât mai mult cu cât în ceea ce ți se întâmplă îi pui și pe cei apropiați. Niciodată
nu e doar pentru tine. Întotdeauna împărtășești cu cei dragi. E adevărat. Și rugăciunea, și bucuria. Uneori și... trebuie să-mi astâmpăr emoția, să treacă puțin timp ca să pot să povestesc. Că într-adevăr, deci mă umple, mă simt ca o baterie încărcată până la refuz. Nu știu cât ține de mine sau cât ține de datele pe care Dumnezeu le-a pus acolo, de desenul meu interior, care a fost, așa a fost lăsat. Pentru că am fost conștientă că întotdeauna am avut mult mai mult decât alții. Deci poate aceste calități senzoriale, nu știu, care sunt, le simt foarte, foarte fine. Deci sunt aproape niște vibrații atât de fine și eu mă minunez. Și uite, am vrut să spun că în lumea noastră culturală, în cercul nostru de scriitori, de poeți, de multe ori simt că nu sunt cu fiecare pe aceeași lungime de undă, deși suntem scriitori. Nu. Și aici suntem pe trepte diferite și pe înțelegeri diferite, pe vibrații diferite. Da, înainte de a, deși nu s-ar fi crede. Trecut da. La spiritualitate, îmi pusesem în cap da. Să te întreb, bine ai făcut că mi-a adus aminte, că uitasem, în calitate de redactor al prestigioasei reviste Cafeneaua Literară, cum vezi poezia de astăzi? E o întrebare foarte frumoasă. Știi ce vreau să spun, Silvia? Eu când eram copil, eram înnebunită să învăț de la cei maturi. Acum, învăț de la cei tineri și mai ales de la scriitorii tineri. Nu pot să spun că am așa, adică că pot cuprinde tot ce se scrie asta, nici n-aș putea să citesc și în general am văzut că așa se întâmplă, să mă canalizez pe poezia pentru care am eu o atracție. Poezia profundă, poezia scrisă foarte, foarte bine și unde să simt, în primul rând, deci o trăire specială, unde să simt o înțelegere profundă a vieții, pentru că am văzut poezii scrise corect, dar care nu au profunzime. Simți că acel om, practic, trece cumva pe deasupra. Să treacă dincolo de potrivirea de cuvinte. Da. Dincolo de potrivirea de cuvinte, foarte bine. Și într-adevăr, caut stilul. Deci trebuie să văd originalitate și un stil care să mă facă praf. Eu am o părere destul de bună despre o parte, să zic, o parte dintre poeții din ziua de astăzi. Acum trebuie să precizăm că în Cafeneaua Literară nici nu îndrăznește toată lumea da, să publice. Fim serioși. E adevărat, da. În ultimii 3 ani, eu am fost corector 9 ani la Cafeneaua Literară, o muncă, nu este o muncă ușoară, fizic vorbind, dar o muncă... Este o responsabilitate mare foarte mare. Care mi-a plăcut foarte mult. M-am oprit când nu am mai putut fizic, dar mi-a plăcut atât de mult și apropo de meserii, de ce ai putea face în viață, mi-am dat seama, lucrând la Cafeneaua Literară, că mi-ar fi plăcut să lucrez într-o editură. Deci am avut, aproape a fost ca o revelație, mi-ar fi plăcut să lucrez într-o editură mare. Păi uite, mi-ai dat o idee, am putea să facem o editură. Da, doar că eu m-am desprins de corectura de la Cafeneaua Literară tocmai din cauza problemelor de sănătate, pentru că trebuie să ai oase tari și musculatură serioasă ca să stai aplecat, să faci munca cu seriozitate și cu responsabilitate. Și am avut la Cafeneaua Literară, am mai colaborat cu, în afară de poezie, în mai public, am avut o rubrică care s-a intitulat Fereastra, în care am avut niște scurte eseuri, așa, lirice, pentru că liritismul mă caracterizează, iar în ultimii 3-4 ani am început să fac... Nu pot să le spun cronici literare, pentru că eu nu sunt un cronicar literar, nici nu aș avea instrumentele necesare, pentru că nu am studiile necesare. Pur și simplu cronică literară, o cronică face de impresie. În primul rând cititorul avizat. Da. Pentru că... Deci e o impresie. Vreau să spun, Silvia, și să adaug acest lucru. Am avut, cred că în ultimii ani, cele mai mari bucurii scriind despre cărțile altor scritori și îndeoseb poeți. Pentru că fără aceste instrumente critice pe care eu nu le am,
am reușit să eu intru... Eu n-aș spune că nu, dar nu, poate, îți poate, respect poate sau, da, poate s-au adăugat cumva așa, poate tot citind și critică literară și foarte multă literatură, dar cei, să zic, 90% dintre ei mi-au spus, ai ajuns la esența cărții mele. Ori lucrul ăsta se întâmplă foarte rar. Exact, de pe poziția asta vorbesc și eu. Ai ajuns și la esența romanului meu, căruia i-ai făcut critică foarte pertinentă și care îți mulțumesc încă o dată. Cu mare dragoste. Eu mulțumesc. Revenim la spiritualitate. Te-am întrebat cum te raportezi tu la Dumnezeu. Pur și simplu îl las, adică sunt deschisă și îl las să mă modeleze. Îl implor să mă ajute. Îi spun lucruri pe care poate nu le-aș putea spune nimănui. Am simțit această putere divină, mai ales în ultimii ani, dar nu pot să spun că vine așa întâmplător, fără deschidere, fără să ai niște lecturi adecvate. Foarte mulți ani am citit Dumnezeu cărți, este răspunsul unei căutări. Da, am citit pentru că doar atunci îl înțelegem. Dacă nu ne străduim, niciodată nu o să-l găsim, ori fi și norocoși care îl găsesc pe Dumnezeu prin revelație. Eu, pe toți cei care îi cunosc și sunt la un nivel spiritual foarte bun, știu că au ajuns la Dumnezeu după căutări. Căutările astea au fost date tot de divinitate, au avut niște bariere de trecut, dar a fost și strădanie. Nu se poate fără strădanie. Am văzut, am experimentat o religie, am transcens o religie. Am văzut, mi s-a spus că trebuie așa. M-am întrebat, dar de ce trebuie așa? Ai căutat răspunsuri. Am căutat răspunsuri și de-abia după aceea te întâlnești cu Dumnezeu și de-abia după aceea știi că poți să te manifesti în puterea Lui, pentru că El se experimentează prin tine. Practic, acel flux, căreia ateii spun flux, noi îi spunem Duhul Sfânt, cordon energetic sunt în alte zone, dar Dumnezeu în manifestare. Ăsta este omul și ăsta este Dumnezeul. Eu, la concluzia asta am ajuns eu. Acum nu știu, fiecare... E pe treapta lui, cum se spune, dar suntem bine cu toții, pentru că Universul are nevoie de fiecare exact așa cum suntem în clipa de față. Primele mele experiențe au fost destul de, cum să spun, așa ca de începător. Rugăciuni, să citești, eu știu, poate ceva mai mult din Biblie, dar... Ai spus foarte bine, deci atunci când se întâmplă, când sunt niște bariere greu de trecut și chiar au fost și în viața mea că au fost și foarte multe căderi, învingătoare, dar au fost foarte multe bariere, multe căderi și multe lupte. Aproape că m-am dus de-a dura către Dumnezeu. Deci a fost o clipă în care am simțit că nu mă mai pot bizui pe propriile puteri. Ai căzut de 7 ori și te-ai ridicat de 8. Exact. Asta înseamnă învingătorul. Da. Și în clipele grele, pur și simplu, l-am implorat și a fost lângă mine. Deci, întotdeauna, culmea este că într-o perioadă de suferință, deci nu ai răspunsuri imediate. Cred că ar fi o obrăznicie să credem că acum te rogi fierbinte și lucrurile se întâmplă în clipa aceea sau imediat după. Nu. De multe ori ești lăsat să-ți înveți lecția până la capăt. Pentru că îndelunga răbdare este o valoare creștină. Da. Și mai este vorba de acea trezvie. Nu este simplu. Deci nu este simplu să fii creștin. Nu este simplu să crezi în Dumnezeu. Nu este simplu. Trebuie să fii... Nimic din ceea ce ține de spiritualitate nu este simplu. Nu.
trezirea, sunt și... după trezire, toate devin limpezi și simple. Da. Dar eu, până, eu acolo, cred că mai am. Eu până cred, acolo, cred totuși că greu. Mai am. Cred că mai sunt multe trepte de trecut, de fapt pentru unde, că unde le vreau descoper. Să ajung. Da. Pentru că oamenii în situația ta sau în situația asemănătoare sau cu tot felul de probleme, eu mă gândesc de foarte multe ori. Este partea religioasă, partea spirituală, partea de psihologie. Și atunci le rezolvi pe toate. Cauți nevoia din spate a oricărei experiențe. Eu mă manifest așa pentru că traume din copilărie, cum spun psihologii, pentru că de la nouă neamuri, cum spun religioși și așa mai departe. Dar este întrebarea aceea cea mai grea de pe lume. De ce eu? Niciodată nu mi-am pus această întrebare și s-ar putea să fie de necrezut. Îți spun un amănunt. Tata mi-a povestit, mărișoară fiind, care a fost toată povestea cu medicul și cumva el ca tată, ca părinte, l-am simțit care resentimente. Deci din când în când tata spunea dacă nu se întâmpla, dacă era atent, dacă... Niciodată, dar niciodată eu nu am avut un gând rău pentru acel medic pe care nici nu l-am cunoscut, că eram foarte mică. Niciodată. Niciodată nu am spus de ce eu. Pentru că spuneam și mai devreme, întotdeauna am simțit că am mai mult decât ceilalți. Și mai sunt niște lucruri. Eu nu am fost un copil sau un adult respins de societate. Dimpotrivă. Deci, asta este un lucru foarte important. Nu am fost respinsă de familie, nici nu pot să spun că am fost iubită și de familia lărgită. Așa a fost, nu o idealizez cu nimic. N-am fost respinsă de colegii de școală, n-am fost respinsă de societate. Da. Mi-ai și povestit nu aveam chestia cum. Asta și, da. Și țin minte că, dar, că da, am da, vorbit. Da, da. Dar ce vreau să spun? Sunt oameni cu o conștiință înaltă, care îi pot citi pe ceilalți. Eu m-am gândit la tine, acum nu că am eu pretenția că am o conștiință înaltă, da. Dar tu nu ai fost respinsă și nici n-ai fi avut cum, pentru că toate sunt, sentimentele sunt ceva ce se întoarce. Din moment ce tu nu ai emis niciodată răutate, nu aveai cum să pentru primești că nu pot. Răutate. Nu pot. Tu ai avut da. Vocația iertării. Tu ai avut vocația înțelegerii și acum, de pe poziția spirituală în care mă aflu eu, eu pot să-ți spun că la tine această particularitate, să nu-i spun altfel, a fost de fapt o alegere a ta de dinainte de a veni la întrupare. Sunt și aproape convinsă. De ce îți spun asta? Pentru că te văd cum o duci. Nu o duci cu resentiment. Nu. O duci ca pe ceva care știi că te mântuiește. Nici măcar pentru ca că... pe o cruce. Nici da, măcar nu, ca pe nu, o cruce. Nu. Pentru că crucea te bagă în martiraj. Exact. Și nu e neapărat cea mai bună cale. Nu. Ceva care ne aduce mântuirea. Și mântuirea înseamnă aflarea adevărului. Înseamnă ieșirea din zona duală. În adevărul, intrarea în adevărul divin în care le poți vedea și cunoaște pe toate. Eu îi cunosc pe oamenii care au o problemă. Cum să spun? Mă uit la ei în funcție de cum își poartă acea problemă. Dacă toată ziua se întreabă, dar de ce mi s-a întâmplat mie? Dar deci atunci oamenii aceștia au o problemă, au greșeli din spate pe care trebuie să le repare. Iar cei care își duc cu seninătate necazul sunt oameni care au ales să evolueze și sunt conștienți că evoluția nu vine decât prin suferință. Că unii și-o explică, că alții nu. Tu faci parte dintre cei care își explică. Dar cunosc oameni care nu știu să explice toate treburile astea da. Și spun clar, așa mi-a fost dat. Dar o spune cu seninătate, deci este clar că toate eforturile acestea duc undeva. Eu am avut o mătușă bolnavă, a murit de mult, eu n-am văzut-o niciodată supărată de faptul că a fost bolnavă.
Ea era atât de bucuroasă că există Dumnezeu, atât ierta pe toată lumea, înțelegea pe toată lumea. Cum să spun, era clar că ea evolua prin ceea ce îi se întâmpla și nu știa să explice, dar cred că pe undeva conștientiza. Evolua inconștient, da. Poate eu acum sunt conștientă, dar mă gândesc că toate aceste lucruri, cred că cumva le-am învățat în acei ani în care am fost plecată de acasă. Eu acolo am învățat că nu sunt buricul pământului. Adică nu numai eu, toți copiii de acolo. Am învățat că suntem toți... Asta ar trebui să știm cu toți. Da. Am învățat acolo, deci au fost niște lecții, nu eram conștientă de lucrul ăsta, dar acolo toți eram pe primul loc. Acolo nu eram tratați diferențiat. Deci eram toți egali. Pentru mine a fost... Adică a fost un lucru foarte bun. Nu am venit acasă sau am plecat de acasă, sunt fata mamei și a tatălui meu și trebuie să am priorități sau mai știu. Și ai mai avut ceva frumos care m-a făcut pe mine să te iubesc și mai mult. Nu ai intrat niciodată în zona de victimizare. O, nu. Aceea de a profita un pic, dacă tot așa, stai să profit un pic, stai că ai avut acea demnitate și acea disciplină și asta este, asta e puterea ta, practic. Asta e puterea ta. Nu, nu. Și cunosc persoane care aflate în dificultate, chiar persoane apropiate care aflate în dificultate profită și mă prefac că nu văd și ajut și mă prefac că nu văd, dar îmi dau seama că nu pot evolua în felul ăsta. Nu, e... Budiștii spun că victimizarea și aroganța sunt cele mai urâte moduri de a trăi și că între ele, calea de mijloc și calea normală, este demnitatea, care te caracterizează, da, din plin. Știi, Silvia, eu mă gândesc că nimeni nu ne este dator. La un moment dat, așa, cred că adultă fiind, m-am gândit că nici măcar mama mea nu ar fi avut această datorie. Nu, Lili, da, noi suntem datori celorlalți. Exact. Deci, asta e convingerea mea. Dalai Lama spunea că avem două chestii de făcut într-o viață de om. Să fim fericiți și să fim de folos celorlalți. Sigur că da. Și atunci? Lumină. Normal. Eu așa zic. Suntem datori celorlalți. De ce? Pentru că iubirea e ceva ce se întoarce. Și la tine se întoarce. Pe tine se întoarce, nu cunosc pe cineva care să nu te iubească. Dar fără să fiu conștientă. Deci nu fac lucrul ăsta pentru că se întoarce. Pur și simplu îmi dau voie să fiu așa. Fără așteptări. Da. Deci tu e mare bucurie, și când nu ai frumusețe, respect, da, iubire de oameni, înțelegere către oameni, da, fără așteptări. Când nu în momentul în care ai așteptări, e comerț. Vreau să spun, când ai așteptări, ai dezamăgiri. Categoric. Mari dezamăgiri. Da. Lumea te-ai este... lăsat provocată de viață. Sigur, și da, viața ți-a răspuns. Sigur, frumos. Da. Așa cred, pentru că altfel probabil că ar fi fost cumva și sufletul meu schimonosit, dar nu am trăit așa ceva. Nu am trăit pe așa oameni, ceva. Cum a spus Iisus, îi cunoști, da, după fapte. Iar faptele tale, din câte te știu, n-au fost decât izvorâte din toate sentimentele bune și frumoase pe care le poate avea un om. Nu cunosc la tine și nu te cunosc de ieri, de la arteri, nu știu nicio situație, cunosc foarte multe situații în care ai fi putut să fii rea și n-ai fost. O, nu! Nu ți le mai aduci tu aminte, dar eu aș putea să-ți povestesc despre multe situații în care ai fi putut să fii rea și n-ai fost. Nici măcar nu știu să fiu rea, cred că nici nu aș fi credibilă. Nu aș fi credibilă. Sau dacă se întâmplă să fiu rea, Doamne ferește, poate că fără voia mea. Acum nu aș vrea să se înțeleagă că eu sunt un om fără defecte, că sunt un om perfect. Nu. Deci am, ca fiecare om, slăbiciunile lui. Câteodată poate sunt prea perpelită. Vreau, nu cer celorlalți, dar vreau să se întâmple multe lucruri în timp scurt. Dar niciodată nu încarc pe cei din jurul meu. Nu, pentru că ești un om absolut minunat și îți mulțumesc din suflet că ai fost
astăzi cu mine. Și eu îți mulțumesc, Silvia. A fost o reală bucurie, ca de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine. Sper să mai fii, să discutăm pe anume temă. Acum am făcut o prezentare generală pentru că cred că e prima dată când ești prezentat așa, cu toate ale tale. Cu toată deschiderea. Da. Niciodată și îți mulțumesc din inimă că ai acceptat, mare, că mi-ai propus drag. Așa, sunt convinsă că exemplul tău frumos va fi urmat de toți cei care au norocul să se îndrepte spre această vizionare, pentru că sigur au de învățat. Mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră.